Salutare, prieteni! Îl știți pe Contele Dracula? A reapărut Contele Dracula, nu numai la televizor, acum și pe YouTube, și pe Facebook, și pe TikTok. Și ce credeți că sunt la grătar? Pricază mare, astăzi cu vecinul, a rămas fără distribuție la mașină. Aia e. Se mai întâmplă și la case mai mari. Acum mă pregătesc să fac grătarul. Patroană, unde ești, patroană? Eu noaptea mă transport. Patroana, ai avut gura aurită, trebuia să merg și eu la cimitir azi. Și n-am mai ajuns acolo, că n-am mai mers mașina, bre. N-am mai mers mașina, pe cuvânt. Să pun ceafa de porc. Am luat ceafa de porc, bre. Și mici. Să nu lipsească micii. S-a închis grătarul. Vă era dor de Contele Dracula. Contele Dracula. Era dor sau nu era dor? Pregătesc și micii. Am nevoie de ustensilă. Dacă îmi pun așa direct, îi întorc cu mână. O fi bine? O fi bine, o fi rău? Unde-i vinul? Unde-i vinul, Gheorgheliu? Uite-l aici, bă, nu l-a luat nimeni. Nu l-a luat vecinul. Vecinul bea vin de la scump, vecinul. Nu bea orice. Dar și ăsta e de la scump, dar el nu știe. Întreabă. Dacă n-avem treabă, vă spunem că avem. Vecinul lipsește azi la grătar. Nu mai vrea grătar vecinul, gata. Are altă treabă. Vrei să repare mașina vecinul. Are mecanic, are de toate alea, dar și el se pricepe. Grătar în fiecare zi și în fiecare noapte. Sau dacă nu-i ziua, e noapte. Și invers. Știu că v-a făcut poftă la mulți dintre voi. Asta e. Și voi vă faceți, nu? Mă gândesc. E mare brânză. Apa pregătită. Dacă nu mi-a tras chiuvet aici. Încă.
Bă, m-ați recunoscut sau nu m-ați recunoscut? De la un show păcătos. Mai țineți minte? Când eram în Sicriu? Și o așteptam pe Mariana la ea acasă? Mai știți? Ia să vă uitați pe YouTube. Scrieți Cristi Marin și un show păcătos. Ca să vedeți ce și cum. Hai să fac și un TikTok. Bam, bam. Să nu ardem micii. Uite, a început să iasă fumul. Perfect. Perfect. Te bărbătesc. Hai că e jar. Suficient. Hai că arată bine. Mă, cum tăi Dracula nu mănâncă grătar? Ba da. Beau mai apă minerală și grătarul e la dietă. Eu așa știu. Așa știu. Primesc mesaj. Cine îmi dă mie mesaj? Vecinul? Cum a apărut popcornul? Hai bre, lasă-mă cu popcornul, că nu vreau popcorn. Mă interesează pe mine cum a apărut popcornul. Ce, eu vreau popcorn? Nu vreau popcorn. Fac și o poză așa. E bine? Păi după ce-mi dă ăsta mesaj acum vecinul. A, sunt gagicile, bă, acum. La muncă, Cristi, spune Cosmina. La muncă. Păi la muncă. Nu așa. Jocălie. Ce-ai zis, mă? Pe cine tu ești? Vino, prea, coa. Uite aici, pata ceva. Păi, zici că ești Dracula, coa, ai de capul meu. Uite, speriat? Nu sunt. Am crezut că e o gagică, era să mă dau la tine, mă, ai de capul meu. Pre! Se vede așa prin... Oricum s-a auzit ce ai zis, dar... Belorina asta. A, nu mai recunosc, bre? A, filmez, bre? Da, bre, filmez. Dar, ce crezi, bre? Ia zi. Că iar m-a transformat. Și iar văd, uite, văd pe necuratul. Din cauza ta e că umbli cu diavolul și cu astea, uite, mi-ai stricat distribuția. Bre, mi-ai ieșit pasența, bre. Ai văzut că tu voiai să ajungi în cimitir și eu te duceam la cimitir. Da, bre, așa e. Și când pe drum,
drag, ca să nu mai ajung la cimitir, na, când s-a blocat motor. Da, bre, și ai văzut că are de toate patroana? Te vezi, bre, patroana, mă. Umbli cu necuratul. Înseamnă că și patroana umblă cu necuratul, de n-am putut eu să ajung la cimitir. Păi ea umblă, bre, ea nu umblă, că e frică, nu merge acolo în cimitir. Cum nu merge, bre? Da, tu... Vezi? Iar nu se uite să aprinde și ea lumânări? Tu ești Dracula, tu ești... Nu se uite să aprinde și ea lumânări, bre? Te duci să dansezi cu morții pe-n cimitir, vai de capul meu. Ce-ai, bre? Bre, dar mă, cu ce te înțelegi? Te înțelegi mai bine cu morții sau cu vii? Are dreptate patroana. Cu cine te înțelegi bine mai bine, cu morții păi sau cu vii? Păi cum vrei să mergi să dansezi cu morții și să dansezi, să cânti cu ei acolo, vai de capul meu. Dar ce are, bre? Vezi că s-ar... Cred că are dreptate patroana. A intrat un, vreun spirit în tine de la, de la morți? Că tu le-ai dat voie să intre. Uite, bre, de aici, lasă-mă cu tine. Te-ai pus corpul la dispoziția lor și acum cred că n-am mai ieșit. Nu mai ești tu ăla de dinainte. Nu mai sunt. Ai grijă, vecine, că... Cum bine nu mai sunt? N-ai văzut că fac curat, fac ordine, mă preocupă tot ce e aici în curte, îmi văd de treaba mea, nu mă iau de nimeni. Păi și spiritele adică? Tot așa. Au... Da, bre, astăzi trebuie să ne transformăm. Iar nu te vă, bre, unde ești? Iar ai luat-o, bre, pe... Unde ești? Ești în transă. Unde ești? Ieși afară dacă te ține. Unde ești, patroană? N-ai venit la București? Ai văzut în cimitir levitezi? Zbori? Plutești? Ce faci acolo? Da, bre. Mai văzut, bre? Da, bre, tu ești, faci și ai ceva. Da, bre, fac yoga, fac de toate. Da, ai văzut cum m-ai văzut sus, așa m-a dus până în copac, ha? Sună periculos, trage fusta mai jos. Ai crezut că am fusta, bre? Da, bre, am crezut că ai fusta. Vedeam niște bulane și cu fustiță, cu bre, fustiță. Nu mai... Zic, aoleo, când mă uit, Dracula, aoleo. Ai dat de Dracula, bre? Era să fac infarct. Bre, te gândeai, Mata, că să vină Dracula vreodată aici la Mata, aici, la doi pași de Mata? Dracula... Mai ții minte ce am făcut lui Mariana? Ții minte? Am exorcizat-o pe Mariana. Bre, era să te omoare, că erai în coșul băgat și dacă te dermai pe scări... Dacă, dar eram în picioare și am fost bandit. Cristi Marin, bandit! Bandit fricos, te-a fost frică și știai tu, simt. La un moment dat era treaba să mă pun pe jos, așa, îți dai seama. Ce era mișto, să fii aruncat aia pe scări cu... Băi, tu n-auzi? Când a simțit mâna Marianei, băi, bam, am ieșit! Băi, bam! Tu îți dai seama că tu ai stat într-un coșuc? Da, bre, și era pe Facebook. Ai văzut? Și anunța lumea să uite la un șoc păcătos. Mamă, tu chiar ai fost în coșuc? Da, bre, da. Tu ești... Deci mie mi-a murit moartea. Tu ești Scaraos? Cum ești? Bă, mie mi-a murit moartea, pe cine? Bre, tu ești nemuritor, ești de la... Cum e ce mă? Da, bre, sunt nemuritorul. Urcolac, mă transform. Cum e legea aia cu care sugă... Vampir, mă! Vampir, bre! Ah, vampir sunt! Urcolac, vampir! Vampir! Oh, deci ai rămas vampir de atunci, înseamnă? Te-a intrat vampirul în tine? Da, bre, sânge. Vreau în sânge. Vreau să fac o exorcizare patroanei de purificare. Iasă dracii, să iasă dracii. Da, bre, da, uite, să spun unde e sticla cu sânge. Dar nu-i bine să arăți așa ceva. Dar ia pui tu sânge pe friptură. Da, bre, ăla-i vin, bre. Care vin, bre, ăla-i sânge. Nu te, bre, nu mai zici așa. Nu mai zici așa, că n-avem voie. N-avem voie să arătăm, bre, decât în realitate. O să te interzică ăștia, ai grijă după aceea. Da, bre, lasă că știm noi, ce ne au. Aoleu, păi tot ce ne au... Bre, dar unde, ai văzut unde-i capatul ăsta acum? Unde, bre? La Antena Stars de ceva timp. Și? Ce? Pe unde? Am uitat la Zăvoranca seara pe TikTok în live și zicea că... A dispărut capatul, gata, nu mai e. Așa ziceam? Da. Și e până la următoarea la Antena Stars, nu? Păi acolo, da. Cum se dispare căpățos? Căpățos ăla? Căpățână? Căpățână, căpățos. 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 Nu dispare ăla, că ăla mai face rating. Nu mai se uită nimeni la Antena Stars.
Dar nu mai e nici Capatos, nu mai e ce a fost. Păi nu mai face emisiunea alea. S-a plictisit. Nu, și de ce nu mai face? A. S-a ajuns cu banii, nu, a făcut bani mulți și acum nu mai are chef. Acum e la serviciu, se duce doar așa de da, să-și ocupe timpul. Da, așa, ca să-și pierdă timpul. Nu mai este interesul. Să mă, nu mai, nu-și pare. Nu mai are, nu, nu mai, nu. Nu mai are chef, nu mai are nimic. Se duce să... Acum trebuie să te angajeze pe tine. Pe tine trebuia să te iau locul Capatos. Exact. Îi se apar la Antena 1, nu la Antena Stars, că eu nu sunt la Antena Auzi, Stars. Și tu spui Căpățos. Nu mai nu, spui Căpățos. Brei, contra Dracula. Așa, și mă. Ai, și facem emisiuni de scandal. Da. Pentru că să facă o legătură așa, o cum să zic, o trecere, îi spui de la Capatos la Căpățos. Nu, bre, la conte de Dracula, nu mai inventa mata. Bine, bre, hai. A, să și ca mine așa, nu mai mata, vrei să știi. Să zici, să inventezi. Ai de la apă, Dracula bea apă, nu mai bea sucuri, nu mai, nu mai bea nimic. Dracula, de deci, două zile. Deci, e a doua zi, bre, e a doua zi, apă. Consecutivă? Da, nu vrei să cred. Așa făcea și în America, bre. Înțelegi, mata? La trei zile consecutive ești purificat. 100%? Asta vrei că e bine. Păi ce faci, brei, numai o să... Din Dracula o să te transformi în îngeri, în sfinți. Eu sunt un înger, bre, dacă te uiți așa bine la mine. Îngerul negru? Ia uite. Dracula, un om iubăreț. Așa mi-a spus Capatos. Mai știi, bre? Da. Dracula, un om iubăreț, adică eu. Eu sunt iubăreț, bre. Iubăreț de ce? De sânge. Nu vrei de femei. Femei? Păi ca să le suci sângele, nebunule. A, da, să fugă toate femeile de tine, de-aia fug femeile. Nu fug femeile, nu fug femeile, eu le atrag, brei. Le atragi, brei, dar dacă le suci sângele... Le atrag în capcana dragostei. O să vadă că ele vor vedea că tu ești vampir și gata, vor fugi de tine și nu vor veni vor la fugi. Mine, brei, toate. Nu vor fugi, brei. Treaba ta. Le atrag în capcana dragostei. Gajicile capcana lui destinului. Dracula. Capcana destinului. Vor sfârși prin a rămâne fără sânge. Uite, bre, vezi? Uite, în roșu tot. Da, da. Uite. Roșu ca sângele și negru ca mai vorbi, bre, așa că... Negru ca dracu, roșu ca mă enervez dacă mai vorbești așa, bre. Bre, stai cu minte că fug femeile de tine după aia, bre. Sunt trasă, bre, tu nu vezi? Sunt trasă. Ești în trasă, dar cred că ai rămas în trasă, nu mai poți să ieși de acolo. Nu pot, bre, nu poți să ieși așa cu una, cu două. Vrei să te exorcizezi? Eu fac propriul meu film aici. La aer liber, la terenul meu. Castelul Contelui. La castel. Bă, din castel... Îmi fac castel, bre. Bre, din castel, unde e castelul, bre? Din castel ai ajuns într-o cocioabă. Da, asta e, bre. Bă, dar nici cocioabă nu mai e. Unde e cocioaba? A dispărut cocioaba, bre. Vezi că dacă te-a dezmoștenit, doamne, doamne, te-a băgat la cocioabă. Bre, castelul este în spatele cocioabei, bre. L-am atat acolo. Nu. Castelul este în cocioabă, dar cocioaba nu pot vedea decât dracii. Decât eu, vrei, o pot vedea. Bata, n-ai nu, castelul, de fapt. Castelul nu l-o poate vedea nimeni altcineva, la brea, așa decât un corp pur. Și dacă tu vei avea un corp, parte de un corp pur, acel corp pur va vedea castel din această cocioabă. La brea, așa. Castelul din spatele cocioabei. Ia vreți să arătăm și ce am făcut eu aici? Brei, dar mata ai mai văzut vreodată în viața mata un conte Dracula să facă mici și să facă grătar, brei, ca să zic e așa? Dincolo, tot ce vedeți e dincolo de noi. Dincolo de noi, uite, e o pisică dincolo de noi, brei? Ăla e TikTok-ul. Da. Uite cum arată brei aici. Dar ce bine miroase, brei. Mama. E cu ce, bre? Miros de oaie? Nu, bre, nu cu miros de oaie. De porc și de vită. Atât? Da, îmi pare rău. Nu-ți place oaia? Nu-mi place oaia, da. Dracula nu vrea oi. Nu. Acestea fiind spuse, vă doresc o seară magică alături de mine. Dacă vreți, dacă puteți. Hai, la revedere, bam, bam.